Bun găsit! Azi vorbim despre câteva cuvinte greșite auzite la televizor în contextul evenimentelor politice recente. Așadar, fiți ochi și urechi, pentru că vom vedea niște cuvinte care seamănă foarte mult între ele, însă sunt diferite ca sens și nu pot fi folosite în contexte similare. Consultare și consultație. Președintele Iohannis s-a întâlnit cu partidele politice la consultări, nu la consultații, că nu venea nimeni la doctor. Consultarea este acțiunea de a se consulta. Poate însemna și rezultatul ei, o solicitare a unui aviz, ascultare a unei păreri. În timp ce consultația înseamnă un aviz, o indicație, o lămurire dată asupra unor chestiuni de specialitate. Tot consultație este și examinarea unui pacient de către medic. Și un profesor poate da consultații, adică îi poate îndruma pe elevi, studenți sau doctoranți. Este greșit așadar un exemplu apărut în presă anul trecut într-un context politic similar. Graba cu care Iohannis a invitat partidele la consultații. Era corect, desigur, consultări. Apoi, a investi și a investi. Le-am auzit folosite incorrect foarte des în ultima vreme. Verbele seamănă foarte mult ca formă, dar sensul lor este diferit. De obicei, primul este folosit incorrect în locul celui de-al doilea. Am fost investit cu o funcție. Investirea guvernului, de exemplu. Aici, corect, este verbul a investi. Și, sigur, derivatele lui. A investi înseamnă a aloca un fond, a face o investiție, deci e legat mai degrabă de domeniul financiar. În timp ce a investi înseamnă a acorda cuiva în mod oficial un drept, o autoritate, o demnitate sau o atribuție. Atenție și la derivatele acestor verbe. Putem spune investirea unei sume de bani, dar investirea noului guvern. Nu e corect investirea noului guvern. Acestea fiind spuse, ne-am lămurit și cu investirile și consultațiile. Nu prea au ce căuta în contextul discuțiilor din aceste zile în domeniul politic. Acum, consultările au trecut, urmează investiturile, adică ceremoniile de investire. Sunt Ana Iorga, să aveți o zi minunată!